Vă salut, bunii mei prieteni, trecem de zor la treabă. Vă amintesc să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să puneți un like. Punând un like, dumneavoastră promovați emisiunea noastră. Eu v-am amintit în emisiunea trecută să puneți like-uri și am văzut că mai multă lume a pus ca de obicei. Deci dacă avem vreo 7.000 de vizualizări, like-uri avem câteva sute de vizualizări. Eu cred că cu un mic efort ați putea mai mulți dintre dumneavoastră, pentru că sunt sigur că sprijiniți această emisiune mai mulți decât 400 de oameni. Adică chiar dacă foarte mulți sunt cei care privesc această emisiune din alte motive decât sprijinul pentru eforturile mele, cred că totuși nu doar 400 sau 500 de oameni sunt cei care luați-vă un obicei ca să, la începutul emisiunii sau atunci când mă auziți pe mine, să apăsați, că nu e atât de greu să apăsați acolo unde puneți un like, pentru că asta e important pentru noi. Este important pentru că dumneavoastră această emisiune o promovați punând un like. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube și deveniți patroni dacă vă puteți permite să deveniți patroni. Vă mulțumesc mult patronilor care contribuiți acum la existența noastră. Bunii mei prieteni, ne trecem de zor la treabă. Astăzi este încă o zi importantă pentru Ucraina, pentru că are loc o nouă ședință Ramstein, la care probabil că vor fi puse la punct ultimele detalii în ceea ce ține de înzestrarea armatei ucrainene pentru o contraofensivă. Eu, desigur, că nu am informații suficiente ca să afirm cu certitudine că această contraofensivă va fi în cel mai apropiat timp, dar toate semnele vorbesc despre faptul că armata care se pregătește în spatele frontului, așa cum s-a întâmplat anul trecut când vă spuneam că rezistența armatei ucrainene în apărare acolo lângă Donetsk, atunci, adică pe aliniamentul care erau ei atunci, acum lângă Bahmut și alte zone, ele se fac pentru a da posibilitatea unei alte armate ucrainene să se pregătească pentru contraofensivă. Atunci am văzut o contraofensivă a armatei ucrainene, una destul de reușită lângă Harkov. Pe urmă, retragerea trupelor ruse din regiunea Herson a fost tot rezultatul activității destul de iscusite și destul de potrivite armatei ucrainene. Și acum vom spera că eforturile pe care le fac țările occidentale pentru înzestrarea armatei ucrainene și pentru pregătirea armatei ucrainene ne va aduce mult așteptata zi a victoriei Ucrainei în acest război. Victoria, propriu-zis, nu va veni foarte rapid, pentru că, așa cum v-am spus, este nevoie de o decizie asupra Rusiei, adică Rusia nu va dispărea de pe harta globului pământesc imediat după ce ucrainenii își vor recupera toate teritoriile. Noi am văzut că regimul ăsta lui Putin este atât de mizerabil, încât ăștia nu au remușcări, nu au lucruri pentru care se simtă jenați, că, de exemplu, armata lor s-a dovedit a fi una de tot rahatul, o armată care nu este nici performantă, nu este nici modernă, o armată care era de temut pentru foarte multă lume naivă. S-a văzut că este o armată pudridă, o armată ineficientă și o armată care nu poate îndeplini cele mai elementare sarcini militare pe care și le propun. Rușii însă din asta nu devin mai cu coada între picioare. Deci ei nu sunt oamenii care să-și recunoască cumva vreo înfrângere. Oamenii demni își recunosc și înfrângerile. Deci retragerea lor de sub Kiev, ei și o acoperă propagandistic. Există o întreagă armată de idioți utili care repetă sloganele lor propagandistice și nu numai în Rusia, ci și aici la noi. Eu v-am vorbit dumneavoastră despre situația care este la noi în legătură cu mentalitățile care se creează aici și aceste mentalități sunt adeseori foarte asemănătoare cu propaganda rusă. Deci propaganda rusă se așează foarte bine pe mintea neinstruită a moldovenilor și pe mintea colhoznică a moldovenilor. Așa cum vă spuneam, astăzi are loc reuniunea Ramstein,
câte ceva din ceea ce se va întâmpla la această reuniune vom ști probabil că mâine, dar sentimentul meu este că, așa cum am spus, se pun ultimele detalii pentru a pregăti contraofensiva armatei ucrainene. Eu nu am nicio îndoială în faptul că armata ucraineană va reuși. Eu știți că am un respect deosebit pentru curajul pe care îl manifestă ucrainenii și eu consider că este că Europa, așa cum a devenit ea în perioada de după al doilea război mondial, a avut mare noroc de Ucraina, care la ora actuală are așa oameni extraordinari care își sacrifică propriile vieți, sănătatea lor și o sacrifică nu doar pentru viitorul Ucrainei, ci și pentru viitorul Europei, iar Ucraina va merita după acest război să fie o țară nu doar respectată, dar o țară la care să alinieze și alte națiuni, să ia exemplu de la ei în ceea ce ține de principiile pe care ți le aperi și cu arma în mână și foarte mult cred că după acest război lumea va arăta altfel. Sigur că lumea nu se va schimba imediat după acest război. Sigur că vor fi încă foarte multe lucruri care ne vor deranja, pentru că modul în care se comportă conducerea pro-europeană din Republica Moldova mie îmi sugerează că există foarte multe forțe în Europa care le place să sprijină anume o asemenea guvernare lașă, ipocrită și una care se va mula întotdeauna pe orice succes altcuiva și va renunța să recunoască vreun insucces al ei. Eu nu le pot dori celor de la PAS prăbușire, pentru că dacă aș face acest lucru, ar trebui să găsesc o soluție în locul lor, dar această soluție nu există. Moldovenii după pasul ăsta vor vota ceva mai prost. Așa cum au votat ceva mai prost decât ceea ce a fost până la acest pas, așa pasul următor al moldovenilor va fi unul mai departe în hăul pe care și l-au creat. Acum eu înțeleg, eu am de gând să vă vorbesc un pic despre faptul că eu înțeleg unele reacții ale dumneavoastră. Eu înțeleg reacțiile oamenilor care zic, domnule, dar nu putem să trăim doar cu drama asta pe care ne-o descriți fiecare dată, o dramă permanentă din care nu există ieșire din situație. Eu adâncesc discursul meu, eu îl așez pe realități, ori eu cred că eu încă probabil că eu am impresia întotdeauna dacă lumea îi se pare că eu intenționat cumva descriu lucrurile mai prost decât sunt ele în realitate, dacă lumea consideră că eu intenționat colorez realitățile în culori negre, eu trăiesc sentimentul că eu nu vă spun nici a 10-a parte din cât de grave sunt lucrurile la noi. Iar când vă spun că lucrurile sunt grave, eu raportez lucrul ăsta la schimbările dinamice care se produc în jurul nostru. Raportându-le la dinamismul cu care se schimbă lucrurile în jurul nostru, eu vă pot recunoaște că trăiesc această stare de haideți să nu-i spun disperare, dar această frustrare foarte mare pentru faptul că comunitatea asta, țara noastră, și acum nu spun de Republica Moldova, spun de România, țara noastră, România, trăiește în această ambiguitate și în această confuzie. Eu nu o să încetez să vă spun lucrul ăsta, pentru că eu nu voi înceta să fiu și unionist în același timp și să cred că un proiect de țară românească încă este posibil. Pentru că eu altă ieșire nu văd decât un proiect de țară românească în care
societatea asta noastră să se dumirească la un moment dat. Iar aici vreau să vă spun că drama cea mai mare pe care o trăim noi la București și la Chișinău este că la București intelectualitatea care mai există aici îmi vine greu să identific o intelectualitate autentică. Există și aici o intelectualitate. Dar imediat o să mă explic ce vreau eu să vă spun acum. Deci, un intelectual în a doua, în a treia generație, un intelectual, hai să spunem figurat, nativ, își păstrează acest statut doar dacă are curajul să spună lucrurilor pe nume. În momentul în care un intelectual nu face lucrul ăsta, el abdică de la misiunea pe care o are el, de la misiunea lui socială. Deci un intelectual care consideră că va trăi în cărțile lui pentru generațiile care vin și va fi cândva apreciat, sunt într-o rătăcire enormă. Un intelectual poate să tacă în momente în care lucrurile nu sunt foarte grave, din mai multe motive. Știm motivul că probabil că intelectualul ăsta la un moment dat este foarte preocupat de scrierile lui, de munca lui intelectuală și așa mai departe. Dar dacă un intelectual tace, se eschivează de la luptă în momente din astea, cum le trăim acum, acest intelectual abdică. Acest intelectual nu mai are niciun drept să pretindă la statutul lui de intelectual. Eu în asta cred cu certitudine și eu deci pe mine asta mă disperă cel mai mult și asta mă face să am mare îndoiel că România în foarte scurt timp va reuși să înțeleagă ce îi se întâmplă acum. Nu mă refer la clasa politică românească tembelă, una lașă, una care v-am spus, care se vinde pe gratis, când spun pe gratis, cred că greșesc un pic, se vinde, hai să spun altfel, se vinde gratuit. Când spun că se vinde gratuit, am în vedere că anumite gesturi pe care le fac ei în raport cu oficialii occidentali îi derutează pe oficialii occidentali. Ei de mult nu au văzut atâta lingoșire, nu au văzut atâta lipsă de demnitate și atâta încercare permanentă de a le conveni lor, europenilor. Ei așteaptă ca partenerii lor să fie ambițioși, ca partenerii lor să aibă interese pe care și le promovează, ca partenerii lor să știe ce vor și să bată pentru interesele lor. Atunci ei înțeleg. Un politician dintr-o țară cum e România, care vine la Bruxelles să facă aport, pentru dânsii este inexplicabil. Tocmai din cauza asta România s-a pomenit într-o situație extrem de stupidă. Eu am ajuns la unele concluzii în timp, deși instinctul meu îmi spunea de la bun început că e ceva neregulă. Spre exemplu, eu pe mine m-a luat valul în anii 90, atunci când trăiam cu toată lumea din jurul meu o emoție colectivă destul de mare, ridicată la paroxism prin gesturi, cum a fost podul de flori, cum au fost alte manifestări românești, și eu nu zic că nu m-a luat valul și pe mine și am fost bucuros și am trăit și eu o emoție puternică atunci. Dar instinctul mie îmi spunea și eu, cei care ar recunoaște acum din Frontul Popular, eu le-am spus la mai mulți atunci, am fost derutat atunci când România a recunoscut Republica Moldova peste jumătate de oră după declararea independenței Republicii Moldova. Dar mi-am alinat această supărare prin faptul că atunci când am citit
declarația de recunoaștere a independenței Republicii Moldova, ele au fost două, una a Parlamentului României și alta a Guvernului, am găsit și într-o parte și în alta un soi de ambiție românească. Acolo era scris că România recunoaște independența Republicii Moldova, iar din text poți desprinde că ei au recunoscut independența Republicii Moldova față de imperiu în care fusese Republica Moldova, pentru că mai jos în text a fost scris clar că România vede acest pas spre independență ca un prim pas care va aduce pe urmă la alți pași care vor atrage după sine lichidarea consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov. Ei, clasa românească a ignorat mai departe, n-a avut o continuitate în politica lor după această declarație de recunoaștere a independenței Republicii Moldova, pe care o făcuse comuniștii vopsiți în feseniști atunci. O făcut-o Iliescu și alții, care din acest punct de vedere s-au dovedit a fi mai aproape de cauza românească decât toți ceilalți politicieni care nu au mai avut după asta, care nu și-au mai recunoscut propriul document. Ei, eu trebuie să recunosc că și pe urmă am găsit cuvinte de justificare. Am zis, domnule, hai România să înainteze pe calea integrării europene. Că România nu are resurse, înțelegeam. Că România, iată, eu am apreciat atunci când clasa politică românească s-a adunat la Snagov și a avut un consens larg asupra integrării euroatlantice și europene a României. Și am zis, domnule, să meargă înainte. Să meargă înainte, să nu se uită în urmă și noi nu este bine să ne prindem cu toată puterea de poală a României, să dăm voie să înainteze pe calea integrării europene și atunci când vor avea resurse, ne vor ajuta și pe noi. Și am greșit. Am greșit să cred așa, pentru că România nu s-a mai întors înapoi și până acum se bălăcește într-un fel de naționalism idiot, îi spun eu. Eu acum încerc să vă spun totul până la cap, toată oftica asta pentru ceea ce se numește unionism aici și dincolo. Pentru că acum acest război arată de fapt, demonstrează de fapt că în România avem o rețea de agentură rusească mult mai mare decât am putut să ne putem imagina. Eu acum am constatat pe timp de război că mi se vorbesc aceleași paradigme ale propagandei rusești românește de la București. Și atunci eu am revenit la un gând al meu mai vechi pe care vă-l expun acum și care cred că a fost primul pas greșit. România n-a trebuit să recunoască independența Republicii Moldova pentru că Republica Moldova s-a denumit Moldova. Au putut să recunoască independența Republicii Moldova, dar să nu recunoască denumirea acestei țări. Să se numească cum vreți. Eu în batjocă răspund să se fi numit Transprutia, după felul cum s-a numit Republica Sovietică Autonomă Moldovenească Transnistria, partea cealaltă din Istru. Să fi fost și noi un fel de Transnistrie în raport cu România și atunci lucrurile erau clare. Transprutia trebuia să ne numim, pentru că nu se poate să ai 7-8 milioane de români, de moldoveni în România, în provincia istorică românească Moldova, care se recunosc români și vorbesc românește, și tu se recunoști existența altor moldoveni care nu se recunosc români alături de țara ta. Păi ai făcut o diversiune. Și degeaba îi acuz acum pe moldovenii ăștia că sunt bolșevici, ruși, că sunt vânduți și așa mai departe, dacă în primul rând acolo ai asemenea mentalități rusești, iar tu ți-ai pus alături de țara ta o bombă cu efect întârziat. De acolo lucrurile au mers prost. Iar peste toate astea vine acum o guvernare ca și cum pro-europeană, dar una foarte și foarte
departe de a avea suficient creier, suficientă pregătire și suficient curaj ca să oprească dezastru unui stat eșuat. De aia eu vă spun lucrurile astea, pentru că eu cred că pe parcursul acestui război pot apărea încă oportunități pentru declararea unei constituante aici. Noi avem și un proiect în acest sens pe care îl numim A Doua Republică, care se poate crea prin constituantă, și eu încă cred că ar putea să apară circumstanțe și oportunități să declarăm această A Doua Republică, care să fie mecanismul de integrare în România. Numai că problema este că România, numai că nu este pregătită de așa ceva, dar România nu are nicio idee în acest sens. Pentru că greșeala, așa cum v-am spus, a fost făcută acolo, la început. Puneți un like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și deveniți patroni, dacă vă puteți permite. Eu am vorbit despre... De multe ori m-am referit la manifestările Partidului Șor în Republica Moldova. Dar am fost prudent să nu creez și eu probleme vorbind despre partidul ăsta. Ăsta nu este un partid, cum multe alte partide nu sunt partide. Ăsta nu este un partid, ăsta este o grupare de escroci. Deci cei care au fost apropiați de partidul lui Filat, deci dacă vreți, partidul lui Șor provine tot din partidul lui Filat. Deci dacă PAS-ul este partea vizibilă a partidului lui Filat, deci partea ca și cum acoperită de legalitatea partidului Filat, deci Partidul Șor este partea tenebră a Partidului Filat. Deci liderii Partidului Șor au fost pe lângă PLDM și au făcut bani pentru PLDM. Adică au făcut bani pentru cei care acum sunt în PAS și veniți de acolo. Deci uitați-vă că scula asta a lui Filat, Recean, el își ia consilieri din anturajul lui Filat. Astăzi și l-a luat consilier pe managerul Caravita a lui Filat. Deci l-a luat consilier altă dată mai înainte și l-a luat pe scula lui Filat de la Unimedia. Jardan, sau cum îi spune băiatul lui cel. Deci, ca să lămurim lucrurile, ceea ce vedem noi în stradă acum, tot spectacolul ăsta este, avem partea icebergului, cea care se vedea la suprafață, care o reprezintă Maia Sandu cu pasul ei, și avem Partidul Șor, care este partea nevăzută a acestui iceberg. Partea tenebră, din întuneric, a acelei promiscuități care se numea PLDM, a lui Filat. Asta avem acum. A, că lumea nu vrea să recunoască lucrul ăsta. Păi situația noastră nu depinde dacă noi reușim să ne uităm adevărului în față sau nu. Nu de asta depinde. Situația va degrada indiferent de faptul că noi recunoaștem acest lucru sau nu. Dar uitați-vă că eu vă demonstrez prin fapte, prin oameni, că asta e așa. Iar partea asta vizibilă a partidului lui Filat, Recean, Negruță, ei
doar sunt acoperiți ca și cum legal. Dar sunt aceleși persoane obscuri și tenebre. Negruțul a fost condamnat, oameni buni. Consilierul Mae Sandu, unul dintre cei mai importanți consilieri a Mae Sandu, a fost condamnat, are condamnare. Stinsă puțin, puțin înainte de a lua Mae Sandu consilier, sau mă tem că încă nici nu era stinsă. Adică ispășită. Omul ăsta acum își declară un profit de la Moldova Gaz de 1.700.000 de lei pe anul trecut. Deci atunci când vă spuneam că salariul lui lunar este de 95.000 de lei, am greșit, salariul lui e mai mare. Și acum stați să vă gândiți dumneavoastră cum Maia Sandu, care are un salariu de vreo 20.000 de lei, care ar însemna vreo 240.000 de lei pe an, își ține un consilier care numai din tarifele de la Moldova Gaz, din banii care îi plătiți dumneavoastră pentru gaze, are 1.700.000 de lei. Numai coafurile Mae Sandu costă mai mult și toată garderoba ei costă mai mult decât salariul ei oficial. Eu asta vă spun pentru că eu nu pot să cred că ea își ține un consilier cu un salariu de 10 ori mai mare ca a ei, în preajma ei. Eu asta vă vorbesc în contextul că cei din stradă care vor demiterea guvernării PAS sunt cei care au fost servitorii lor atunci când era Filat. Și vă spun lucrul ăsta pentru că, indiferent dacă mă credeți dumneavoastră acum sau nu, indiferent dacă mă credeți dumneavoastră acum sau nu, cei ce face șor acum și partidul, zis partidului, eu îl numesc intenționat partid, pentru că așa se numește cel de la guvernare, partid. Ori niciunul, nici altul nu este partid. Este doar o stratagemă. Doar o acțiune prin care ne este distrată atenția de la adevărata coloana a cincea a Rusiei. Deci, eu acum nu mai am nicio îndoială că toate, hai să-i spun cu un termen pe care îl cunoașteți mulți dintre noastre, toate zarnița asta pentru vorbitorii de limbă română, doar de limbă română, nu știu ce înseamnă jocul zarniță. Era un joc pentru șoimii patriei, pentru copii, un joc de războiu, era zarnița asta. Păi uitați-vă că acum tot ceea ce vedem noi în stradă și declarațiile celor de la guvernare e un fel de zarniță. Și eu înțeleg pe foarte mulți îi enervează ceea ce vă spun eu acum, dar eu am de gând să vă spun mai mult. Pe lângă escrocii deja arhicunoscuți, Alaiba, Litvinenko, care nu o să-l mai vedeți, care a fost dus ca să îl întrețină tot pasul, Spânu, care e în președinție, ei au adus alte persoane, la fel de întunecate, la fel de obscure. La Ministerul Finanțelor a venit Serițeanu Vragaliov. Soțul lui Serițeanu Vragaliov a fost foarte apropiat de oamenii lui Filat care au furat miliardul, de unul Lambantu, care are două dosare penale intentate de Stoianoglu și pe care
procurorii pasului nu îi li pot clasa, pentru că sunt prea multe chestiuni grele la dosarele astea. Sărățeanu Vragaliova asta îl are pe tata ei în partidul lui Cafcaliuc, membru activ în partidul lui Cafcaliuc. Ea a venit pe la Ministerul Finanțelor adusă de soțul ei Sărățeanu, care fiind pe lângă lambantul ăsta, au participat împreună la mânării alături de Filat. Spre exemplu, cu sprijinul lui soțul lui Vragaliova, asta care e ministrul finanțelor, au fost puse gajuri la Banca de Economii ca să fie eliberate credite neperformante. Știți ce este dosarul fostului ministru a Sănătății, Andrei Usate? Îmi vine greu să vorbesc despre omul ăsta din mai multe motive, dar omul ăsta a fost adus încă nu a fost adus în fața instanței, dar i s-a făcut dosar penal pe un fapt criminal. Deci lambantul acela împreună cu Sărățeanu a reușit performanța să gajeze holul Spitalului Republican pentru un credit mare la Banca de Economii. Și asta se întâmpla cu acceptul lui Filat sub conducerea lui Șor la Banca de Economică. Acolo era președinte Șor. Banca dădea un credit mare având gaj holul de la Spitalul Republican pentru care a semnat Ministrul Sănătății de atunci, Andrei Usat. Iar soția lui Sărățeanu acela acum e Ministrul Finanțelor. Iar cel care a fost Ministrul Finanțelor la Filat, judecat, acum e consilierul Maie Sandu. Și are numai din banii care îi plătiți dumneavoastră din tarifele de la Moldova Gaz, are 1.700.000 de lei pe an. Cum să nu disperi într-o țară ca asta? Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, cei care sunteți îndrăgostiți de Maia Sandu, dumneavoastră chiar nu vedeți că Maia Sandu este prezentă dacă există vreun eveniment internațional sau dacă vine cineva din afară în Republica Moldova? În rest ea nu-i, în restul ea pune pomi. În rest ea nu are nicio idee. Un intelectual nu-și poate păstra statutul de intelectual dacă acceptă fără să se revolte să fie condus de proști. Iată una din motivele pentru care eu vorbesc oriunde, unde mi se dă posibilitate să vorbesc. Aici, în emisiune, la televiziune nu mă invită. Dar acolo unde mă invită, mă duc. Că mă gândesc că poate stă undeva un moldovean pe canapea și încă nu mă auzi, poate mă aude. Deci coloana a cincea nu este promiscuitatea lui Șor. Nu sunt meeting-urile a lui Șor din stradă, ci cei care stau în spatele lor, din SIS, din poliție și din structurile statului, care mișcă figurile de la guvernare și din stradă cu mâinile lor, cu o mână și cu alta. Deci coloana a cincea a Rusiei stă adânc și bine așezată în structurile statului. Acolo stă coloana a cincea a Rusiei. Ceea ce vedeam politicieni de la Dodon, Țirda, Roșca, cine mai sunt ei? Asta e numai partea vizibilă.
și amăgitoare adevăratelor primejdii pe care le avem din modul în care se manifestă oamenii rușilor aici. Bunii mei prieteni, faptul că Republica Moldova, eu v-am mai vorbit despre lucrurile astea, dar vă vorbesc de fiecare dată în context, ca poate ajungeți și dumneavoastră să fiți cei care promovați idei pe care le scoateți din emisiunea asta. Faptul că Republica Moldova nu s-a alăturat sancțiunilor internaționale. Faptul că Republica Moldova nu iese nici până acum din colhozul CSI, chiar dacă, așa cum zic ăștia, nu participă acolo, de ce mai rămâneți? Contează politic ce facem noi. Nu există acum mai multe pericole decât atunci când armata rusă era pe insula Șerpelor. Nu există mai multe pericole acum atunci când rușii erau aproape de a rupe linia frontului la Nicolaev și să meargă spre Odessa. Spun încă o dată, occidentalii vorbesc acum despre pericolele de securitate a Republicii Moldova pentru că cei aflați la guvernare au acceptat abia acum să vorbească despre lucrul ăsta. Și ei vorbesc așa pentru că ei speră că ăștia merg mai departe, iese din CSI. Spun clar că vor să adere la un bloc militar altul decât NATO, nu este. Și au curajul să le spună cetățenilor lor să debaraseze de iluziile. De iluziile de a mai fi cu rușii. Că să apucă să facă ordine în structurile statului, în coloana a cincea așezată în administrație, SIS și poliție. Înțelegeți ce vă spun? Cum să nu ajungem să disperăm atunci când lucrurile sunt atât de grave? Când unioniștii din Republica Moldova sunt mai periculoși câteodată decât cei care pe față sunt cu rușii. Se bâlbâie toți acum. Țineți minte, puțin dintre dumneavoastră probabil țin minte ce război a fost între cele două mitropolii, Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei. Ca să ajungem acum să existe o armonie completă între Biserica Română și Mitropolia Moldovei și cea rusă. Nici nu știți cât prejudicii aduc acum popii ăștia prin mentalitățile lor și ce șoptesc ei enoriașilor prin biserică, atât aici cât și dincolo. Nu m-am bucurat deloc de dorința acestei guvernări de a retroceda, cum ar fi firesc, Mitropoliei Basarabiei, un edificiu pe care l-au avut. N-am de ce să mă bucur că e tot acolo. Și dacă observați, Popa Vladimir tace, stă liniștit. Ăsta care îi sărea muștarul la orice inițiativă a guvernanților legate de Mitropolia Basarabiei. Gata, îi pace și liniște. Eu nu mai înțeleg de ce este nevoie de două mitropolii acum. Dacă Biserica Română e în pas cu Biserica Rusească acum. Ce fac unioniștii? Tac pe subiectul ăsta. Să facă plouă. De ce? Pentru că eu cred că unioniștii sunt din aceeași coloană a cincea. Iată de ce noi ne numim a doua republică. Eu nici nu mai vreau să-i spun Republica Unirii, chiar dacă așa am denumit-o și dacă am trăit toată viața dorința de a ne uni într-o țară.
am vrut toată viața mea un proiect de țară românească. Pentru că, considerându-mă un om modern, știu că am avut nevoie de o identitate pentru a sta alături de alte națiuni. Iar identitatea noastră este românească. Puneți un like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și deveniți patroni dacă vă puteți permite. Eu trec să vă răspund la întrebările dumneavoastră și sper că astăzi nu depășim pe mult și din alte motive. Sper că ne încadrăm într-o oră. Vă salut, domnul Mocanu. Chiar credeți că poliția găsește ceva diversioniști ruși sau sunt doar spectacole ca pe timpul lui Plahotniuc? Sunt spectacole. Credeți-mă, vă rog. Sunt spectacole. Sunt spectacole și să țineți minte ce vă spun eu astăzi. Nu o să vedeți niciun dosar, măcar plecat în judecat, nici măcar dus în judecat din jocurile astea, din zarnița asta pe care o vedeți dumneavoastră la televizor. Și problema cea mare este că atunci când Krasnoselski speculează și inventează un atac, un atentat al ucrainenilor asupra lui, băgi capul între umeri și nu știi ce să spui, pentru că ai tăi tot speculează. Speculațiile lui Krasnoselski au venit în contextul speculațiilor celor din Chișinău. Înțelegeți? Cum să denunți speculațiile lui Krasnoselski când ăștia alcătuiesc scenarii și speculează și ei? Iar faptul că noi nu am aderat la sancțiunile Uniunii Europene ne-a transformat pe noi într-o mocirlă ca și Transnistria. Eu când vă spun de sancțiuni, bine că m-ați întrebat, că e în același context. Când vă spun de faptul că noi trebuia să aderăm la sancțiuni, vă spun despre faptul că Transnistriei nu i-au fost retrase ștampilele moldovenești pentru export. O țară care n-a aderat la sancțiuni și are Transnistria aici, liberă să folosească ștampilele Republicii Moldova, nu vă puteți imagina câte marfă interzisă poate ajunge în Rusia. Marfă care nici nu-i nevoie să ajungă în Republica Moldova sau în Transnistria. E nevoie de ștampilele moldovenești, pentru că Republica Moldova nu a aderat la sancțiuni. Domnule Mocanu, de ce Ucraina își dau viața pentru stat? Peste 10 ani o să bată palma rușii și ucrainenii? Noastră sunteți exemplu viu. Ați asistat la înțelegeri cu separatiștii. Cum e posibil? N-am înțeles nimic. Eu n-am asistat niciodată la înțelegeri cu separatiștii. Eu am luptat cu separatiștii în 92. Și n-am participat nicăieri la nicio înțelegere cu separatiștii. Noastră mă încurcați pe mine cu cei pe care îi iubiți de la guvernare. Ucraina nu o să bată niciodată palma cu rușii. Procesele în Ucraina deja sunt irreversibile, iar noastră sunteți victima propagandei rusești. Nu o să mai existe niciodată cei ce au făcut Putin acum între Rusia și Ucraina, nu o să mai întoarcă niciodată, până și cei care erau cu Rusia din Ucraina, la ora actuală, nu mai au nicio dorință să mai fie în continuare cu Rusia. Eu cunosc ruși din Ucraina care și-au ars pașaportul lor rusesc și luptă pe front împotriva Rusiei lui Putin.
Nu trăiți cu iluziile astea care vă le bagă în cap Țârdii, Roșca, Dodonii. Nu trăiți cu asta, că o să vă pomeniți într-o zi. A, bine, eu nu știu cine sunteți dumneavoastră. Eu cunosc foarte mulți ticăloși care nici asta nu o să recunoască niciodată. Nu o să recunoască niciodată mâine că au spus așa cum spuneți dumneavoastră. De ce guvernarea și poliția permit atâtea partidului Șor să blocheze drumurile, etc.? E vreun interes în spate dintre PAS și Șor? Chiar acum v-am vorbit, acum câteva minute. Ei așa au făcut și atunci când erau toți pe lângă Filat. Așa au făcut, deci ei știau. Leancă îi dăduse pașapoarte diplomatice lui Șor. Dar Leancă e fostul șef din guvern al lui Maia Sandu. Maia Sandu nu a mers cu Leancă doar din cauza că era mai apropiată de Filat. De-aia au ajuns să fie independentă, de-aia nu a mers cu Leancă, că era cu Filat încă. Iar Filat a intrat în conflict cu Leancă. Deci eu cred că, fără să se înțeleagă între ei, că nici atunci nu sunt în eu să pună la cale. Eu nu știu cine sunt cei care pun la cale. Eu nu exclud că Recean a fost varianta ideală ca să poată să fie organizate spectacolele astea. Ați mai auzit ceva de Dragalin? Știți cine e Dragalin? Mai țineți minte cine e Dragalin? Aia care a venit de peste ocean să lupte strașnic corupția pe aici. Mai știți pe unde? Ați mai auzit ceva de dânsa? Domnule Mocanu, Tudor Cârnaț a spus că toată conducerea Moldovei trebuie trasă la răspundere pentru decizia cu aeroportul. De ce diaspora care se interesează odată în 4 ani de politică nu vede? Dar, iarăși, eu nu știu ce numiți dumneavoastră diaspora. Dacă numiți diaspora activiștii cei care până acum le curge miere pe urechi și au chip de pară mălăiață, păi ei au fost tot cei care au fost fericiți și pe timpul lui Filat. Parte din ei au ajuns pe listele PAS și sunt pe lângă PAS. În rest, diaspora e foarte diferită. Pe mine mă sprijină mulți oameni din diaspora. Haideți să nu numim generic diaspora. Dar eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, pentru că oamenii noștri din afară au o percepție denaturată asupra ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Aeroportul internațional Chișinău, deși este o decizie judecătorească, este în continuare a lui Șor. Iar ăștia caută de unde ieșor bani. Caută și confiscă pachete cu bani de-a lui Șor. Să urmăriți, vă rog, data trecută v-am vorbit, cei cu oamenii lui Șor care au fost pregătiți în Turcia. Spectacol mizerabil. Domnule Mocanu, dumneavoastră ați acceptat funcția de ministru al apărării? Nu. Eu aș accepta funcția de președinte a Republicii Moldova și sunt sigur că din poziția aia am avea o șansă. Dacă am admite că un om ca mine, nu neapărat eu, dar un om ca mine,
ar putea fi ales președinte a Republicii Moldova. Eu cred că atunci ar fi o șansă și pentru România. Acum nu, că eu nu sunt mitoman, nu, dar eu știu ce aș face. Eu m-am verificat în viața asta. Există foarte mulți oameni care nu cunosc multe lucruri despre ei. Eu în viața asta am aflat multe lucruri despre mine și cred că, rămânând subiectiv, pot să știu foarte exact cum reacționează ego-ul meu în condiții de stres, în condiții extremale. Eu m-am verificat în foarte multe situații de viață. Și eu pretind că am o viziune. Iar majoritatea moldovenilor resping orice idee de viziune. Ei nu înțeleg ce înseamnă viziune. Pensii, salarii, lideri politici, ascultați-i ce spun. Domnule, îi spui, domnule, dar nu vreți să abordăm problema Republicii Moldova? Că Republica Moldova, în mod sigur, are cel puțin o problemă. Nu vreți să o identificăm și să o rezolvăm? Nu, noi vrem pensii și salarii. Asta a spus Maia Sandu în campanie electorală. Pensii și salarii, nimic altceva. Nu vom identifica nicio problemă politică, geopolitică. Sergei, как вы считаете, должны власти Молдовы наградить посмертно солдата Александра Мацеевски, если он не гражданин Молдовы? Я не считаю, что они должны его наградить. Это было бы осквернение памяти этого человека, потому что он умер за Украину. А я говорю, что это было бы осквернение памяти этого человека, получить его родственникам какую-то награду от этих бесчестных людей, которые целый год боролись за мир с 14-й армией на территории Республики Молдова и с 15-й армией в каждом селе, в каждом доме в этой стране. 15-я армия – это армия офицеров ФСБ и СВР в Поповской расе де превод. В расе. Я говорю о служителей церкви. О служителей церкви. Не Христа, а церкви. Ихней церкви. Церкви генерала Кирилла. Credeți că a fost corect ca România a devenit stat unitar în loc de federație atunci când s-a format ca stat? Lucian Boia spune că nu a fost cea mai bună idee că s-a luat modelul francez. Eu nu cred că... Lucian Boia nu chiar așa spune. Lucian Boia este un filozof al istoriei și un om de respectat și de auzit. Dar România se dovedește că e corect să fie stat unitar. România e stat unitar prin natura lucrurilor. Deci, dacă existau îndoieli că România va rămâne unitară, eu cred că România, problema că știți care e chestia, de ce România trebuie să fie stat unitar, pentru că România este, cred că, cea mai omogenă țară. Federațiile, ca să înțelegeți că aici tot e o greșeală foarte mare în care trăim noi. De ce Republica Moldova nu poate deveni federație? Federațiile nu s-au creat prin dezintegrarea statului unitar. Deci dezintegrarea statelor unitare a adus
la desprinderea provinciilor de centru, până au devenit state independente. Nu s-au creat federații prin dezintegrare. Federațiile s-au creat prin liberul consimțământ a unor entități independente de a trăi împreună. Este o prostie să te apuci să divizezi un stat unitar. Pentru că el nu ajunge să fie federație și nici măcar confederație, ci ajunge să se dezintegreze de plin. Pentru că în momentul în care un stat a fost unitar, iar după asta devine federație, următorul pas e confederație, iar celălalt pas este stat independent. Înțelegeți ce vă spun? Cum credeți Trump s-a compromis când a spus că poate să cedeze teritorii ale Ucrainei dacă va negocia cu Putin? Eu aș uita de Trump și uitați și dumneavoastră. Eu cred că republicanii față de care eu am sentimentele cele mai bune trebuie să strateze de Trump. Trump a devenit o mare problemă pentru Partidul Republican. Dar sper că nu o să rămână pentru foarte mult timp problemă mare. Pentru că adepții lui Trump se micșorea, vor fi din ce în ce mai puțini și eu foarte mult sper că Trump nu va ajunge să fie candidatul, nu, dar aproape sunt sigur că nu va mai ajunge să fie candidatul republicanilor la celelalte alegeri. De ce Marina Tamor nu e aristat? Pentru ce? Eu am fost aristat deja pentru frauda bancară. Dar ce aici se întâmplă în stradă nu este opera lui Tauber. Deci dacă vreți, Tauber este un fel de a doua Natasha Murari. Natasha Murari doar nu a fost aristată la evenimentele din 7 aprilie. Natasha Murari era acoperită de serviciile secrete ale statului care făceau mânării cu cei de la Moscova. Voronin și-o dat seama tocmai pe la orele 4-5 de zi că îl lucrează a lui, Papuc și cu Vladimir Țurcan. Dar din cauza că a fost laș, o inventat sârb, ca și Maia Sandu, sârb și croați. Nu, Maia Sandu, croați și beloruș o inventat. Dar de ce? De dacă cei care scriu scenarii pentru Maia Sandu, au scris scenarii și pentru Voronin, și pentru Plahotniuc, tot aceiași oameni au scris scenarii. Ce credeți despre unionismul lui Felat? Oh, Doamne Dumnezeu. N-am puterea asta să vă spun. N-am puterea asta să înjur. Ați spus că politicienii sinceri care au elaborat și viziuni politice nu au șanse în societatea noastră. Nu credeți că o elaborare politică care se dea șanse acestor politicieni este de prioritate? Eu cred că un fotbalist, haideți să încerc să vă aduc o comparație. Eu cred că un fotbalist care stă pe banca de rezervă nu are nicio șansă dacă stând pe banca de rezervă doarme și nu se antrenează. Deci dacă se antrenează cât stă pe masa de rezervă, pe banca de rezervă, are vreo șansă să valorifice antrenamentul și să devină cel care va bate golul hotărător. Dar dacă stând pe banca de rezervă nu are speranța că poate să ajungă în teren și nu se antrenează. În momentul în care se antrenează, în momentul în care este adus pe teren, se face de râs. Eu, dacă nu aș avea încă speranță că pot fi conjuncturi care poate să-mi dea o șansă să schimb lucrurile, nu aș mai face nici emisiunea asta și nu aș mai face niciun efort în acest sens.
Deci atunci când vă spun despre disperarea mea, eu nu vă vorbesc despre faptul că trebuie să lăsăm mâinile în jos. Ci de faptul că trebuie să fim conștienți de complexitatea situației în care ne aflăm. Asta eu numesc disperare optimistă. Cred că e un oximoron sau ce-o fi eu. Bună seara! Ce știți și ce credeți despre summitul NATO care va avea loc în Chișinău? Eu nu știu despre niciun fel de summit NATO din Chișinău. Noastră aflați ce înseamnă summit deodată. Pe urmă încercați să aflați ce înseamnă NATO și poate vă descurcați ce va avea loc la Chișinău. Domnule Mocanu, după părerea dumneavoastră, care este cel mai rău scenariu al Republicii Moldova? Ce se mai poate întâmpla până la sfârșit de război? Cel mai rău scenariu pentru Republica Moldova se desfășoară acum. Că poate fi vreunul și mai rău decât ăsta, eu nu exclud. Dar mai proaste scenarii decât cele care se joacă acum în Republica Moldova nu au existat. El a fost mai cum să vă spun, scenariile alea au avut alte caracteristici decât ăsta, dar ăsta îl caracterizez ca fiind cel mai prost, pentru că în scenariul ăsta ca și cum s-au investit mai multe speranțe decât acolo. De-aia următorul scenariu va fi, cred că, mai prost decât ăsta, pentru că s-ar putea în viitorul scenariu să se investească și mai mult speranță. Bună seara, domnul Mocanu. Recent am auzit că la hotarul dintre România și Moldova au fost diversiuni în care chipurile niște basarabieni au strigat România la gunoi. Ce? Haideți, vă rog, nu știu ce-o strigat, cine, unde o strigat. Astea chiar sunt lucruri marginale asupra căruia vă rog să nu. Noi avem alte probleme. Noastră, uitați-vă ce vorbesc formatorii de opinii din România. Nu vă mai numesc chiar și pe nume, pe fiecare. Noastră, uitați-vă ce este România la ora actuală, pe timp de război. Nu există, din păcate, un proiect de țară românească și nu există o viziune asupra României după plecarea retardatului ăsta de Iohannes. Catastrofe este de președinte a României. Pentru că România acum ratează mari oportunități pe timp de război. Puneți un like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și deveniți patroni dacă vă puteți permite. Eu vă aștept miercurea viitoare la 20:30 în același loc. Stați o clipă, că se pare că mai am o întrebare, mi-a dat-o colegi. Ce părere aveți, domnul Mocanu, despre Biblioteca Națională? Cum se împarte cu Mitropolia Basarabiei? Dar v-am spus cât că astăzi. O să vă spun data viitoare ce părere am. O seară bună!